Aș vrea să discutăm, pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp, și despre alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc în Republica Moldova pe 11 iulie. La ce să ne așteptăm, cum arată situația? Știu că ați fost și într-o vizită acolo. Da, am fost de câteva ori. Cum arată lucrurile acum? La ce să ne așteptăm pe 11 iulie? Da, este un culoare extraordinar pentru Republica Moldova să-și creeze o majoritate pro-europeană la nivelul Parlamentului, mai cu seamă că și ei au primit acordul pe o sumă foarte mare de la Comisia Europeană, care trebuie dusă în investiții, o sumă mare care se duce pe zona aceasta tot așa de relansare economică, de întărire a economiei Republicii Moldova, dar care sigur trebuie să ajungă în zona de investiții, infrastructură, sănătate, educație și așa mai departe. Și de asta e nevoie în Parlamentul României, în Parlamentul Republicii Moldova, tot aia cumva, de o majoritate pro-europeană. PMP are acolo un partid frate, Partidul Unității Naționale, un partid unionist care militează pentru reîntregirea țării și care are viziuni pro-europene, pro-NATO. Pe de altă parte, acolo există o propagandă extraordinar de puternică a socialiștilor și comuniștilor reuniți în același bloc electoral de data aceasta și care pe absolut toate pliantele ducă o propagandă extrem de puternică împotriva Occidentului, spunând că de fapt tot ce înseamnă Europa și tot ce înseamnă România este împotriva Republicii Moldova și că există un sabotaj așa pentru Republica Moldova. În fine, așteptarea mea este totuși ca oamenii și mai ales diaspora lor să iasă la vot în număr mare pe 11 iulie. Uite, de exemplu, e același obicei ca la noi. Ar fi trebuit să aibă 193 de secții în diaspora, pentru că au o diasporă enorm de mare, care cumva și diaspora noastră, ca au și cetățenie română, cei mai mulți dintre ei. Dar s-au aprobat numai 140 și ceva de secții pentru diaspora. Au fost proteste, au fost petiții. A ieșit mare scandal. A ieșit mare scandal, dar mare lucru nu s-a modificat. Deci, a rămas deci, tot cu atâtea aproximativ la fel, au mai dat câteva în plus, dar nu sunt până în 150 de secții. Dăduseră mai mult pe Transnistria, culmea. Da, deci sunt, vedeți, chestiuni similare ca la noi, același dispreț pentru cei care au plecat la muncă, pentru că n-au plecat de bine. Eu sper că va exista posibilitatea unei astfel de majorități pro-europene în Republica Moldova. Pe de altă parte, trebuie să știți că a trecut prutul și aurul de la noi, Aur Moldova, care acolo duce o campanie, dacă vreți, de deturnare a polului unionist din punctul meu, deci punctul nostru de vedere. Eu am tot spus că nu e loc de aur rusesc în Basarabia. Mă uimește faptul că pe listele Aur Moldova s-au înghesuit tot felul de politicieni eșuați din diverse partide vechi de prin Republica Moldova. Până la urmă, rolul sau obligația cetățenilor Republicii Moldova nu este să salveze acești politicieni, ci să dea o șansă Republicii Moldova. Pe de altă parte, eu nu înțeleg cum Aur, fie că e România sau Moldova, poate să fie pro-Europa, pro-România, pro-NATO în Republica Moldova, când aici, acasă, la noi, în România, în Parlamentul României și mai departe, au avut. Senatoarea Șoșoacă și-a cerut scuze Federației Ruse, am văzut zilele trecute, era cu un băiat de la Sputnik, făceau poze pe la ambasada Federației Ruse. Da, a fost pe listele Aur. George Simion are interdicție de a intra în Republica Moldova, președintele lor, da? Pe de altă parte, l-au propus premier pe Călin Georgescu. Oricine caută pe Google va descoperi că domnul Călin Georgescu este un mare admirator al Federației Ruse și ne vorbește despre înțelepciunea Rusiei și despre Putin și despre cum, de fapt, suntem sclavi în fața Europei și a Occidentului. Deci, este o... Joacă o carte falsă. O carte falsă. Da, aceste alegeri? Da, în Republica Moldova, pentru deturnarea polului unionist, pentru a... Până la urmă, nu poți să spui că ești pro-România, pro-Europa, pro-NATO, când tot ce faci e anarhie. De exemplu, președintele lor de pe Moldova a spus că România a introdus vize pentru Republica Moldova. Cum se poate o asemenea minciună, o asemenea propagandă, o asemenea manipulare când ești pro-România, dar de fapt acuz România că a introdus vize pentru cetățenii Republicii Moldova? Ei nu au avut nicio inițiativă la nivelul Parlamentului României pro-Basarabia. Deci, din acest punct de vedere, este limpede că rolul și obiectivul Aur în Moldova este acesta de a deturna polul unionist. Și singurul partid unionist care face asta de ani de zile este PUN-ul. PUN-ul inițial a propus un bloc unionist acolo. Aur nu a dorit acest. Ce șanse avem la acest moment să avem un parlament pro-european în Republica Moldova? Ce șanse există?
La acest moment. Am văzut că au mai apărut și sondaje. Da. Cât de reale sunt, vom vedea atunci. Există multă manipulare acolo rusească și manipularea socialiștilor, dar din punctul meu de vedere, la acest moment, din păcate, Maia Sandu și partidul ei PAS nu are cu cine să-și facă această majoritate pro-europeană. Într-adevăr, există o soluție dacă PUN-ul, da, Partidul Unității Naționale, intra în Parlament și ar mai reuși să mai rupă, poate, din alte zone, dintre acestea pro-europene, s-ar putea ajunge la o majoritate, dar la ora aceasta este destul de periculos, adică blocul socialiștilor și comuniștilor are o putere mai mare. Tocmai pentru că e foarte multă propagandă, tocmai pentru că e foarte multă tăcere și dinspre România, tocmai pentru că avem acest aur care s-a dus acolo și duce o propagandă extrem de agresivă împotriva partidelor pro-europene de acolo, eu cred că ar trebui cu mult mai multă atenție, totuși să nu fie ratată această șansă pe care o are Republica Moldova de a lua acei bani în primul rând, da, pe care îi dă Comisia Europeană, și de a-i duce în zona de investiții și de a avea în sfârșit un parlament pro-european. Nu e suficient să ai un președinte pro-european, nu te ajută la nimic, ai nevoie de un parlament pro-european, ai nevoie de o guvernare pro-europeană, pentru că altfel se risipește și bani și șansa fiecărui om în parte, că de asta au plecat oamenii de acolo la muncă străinătate, că s-au săturat de politicienii care au stat în lesa lui Putin, cum a fost Dodon, de exemplu, înainte. Aur a fost o surpriză uriașă aici în România, la alegeri, da? Mai mult sau mai puțin. În Republica Moldova există șanse, am văzut, la alegerile noastre n-au luat foarte mult în Republica Moldova. N-au luat. Acum se pot schimba lucrurile? Putem nu, vedea eu nu cred asta. Un scor pentru Aur, nu știu cât, aici? Probabil, la parlamentarele de aici? Nu văd că ar reuși să intre în Parlamentul Republicii Moldova, însă vor crea foarte multă dezordine. Și puținele procente pe care le vor obține vor fi rupte tot din zona partidelor pro-europene, tocmai pentru că ei duc un discurs dublu. Știți, acolo spun că ei sunt pro-europeni, dar aici au votat împreună cu PSD-ul, adică ei sunt cu socialiștii. Astea sunt lucruri care trebuie spuse. Nimeni nu le spune acolo. Oamenii nu știu. Zic, a venit un partid din România. Stai un pic, dar în România partidul ăsta e cu PSD-ul, adică cu socialiștii de la voi. Adică partidul ăsta la voi ar fi tot cu socialiștii, nu că doar nu o fi cu Maia Sandu, pe care oricum am văzut că tot atacă. Adică nu există niciun fel de coerență în ceea ce fac cei de la Aur, sunt în funcție de interese. Însă, așa cum am văzut la parlamentarele noastre în Republica Moldova, oamenii nu au pus votul, ca să zic așa, la oferta lui George Simion, tocmai pentru că îl cunosc. George Simion este recunoscut și ceilalți lideri ai lor sunt recunoscuți pentru anarhie, pentru dezordine, pentru deturnarea diverselor acțiuni și manifestații pro-europene, pro-românești. Ori o astfel de formațiune care intra în Parlamentul Republicii Moldova n-ar face altceva decât să alimenteze propaganda rusească care spune, vedeți, asta înseamnă Europa, România, anarhie, dezordine, haos, țipete, urlete, nimic concret. Un fel de... În Republica Moldova, de asta se fac anticipate, să ajungă un fel de doamna Șoșoacă acolo, să-și ceară scuze Federației Ruse? Nu cred.